În urma unor percheziții domiciliare în Deva, Zam și Ribița, polițiștii hunedoreni au descoperit peste 7300 de țigarete de contrabandă, arme cu aer comprimat și muniție aferentă, săbi, macete și cuțite, un detector de metale și 5 monede posibil din aur, telefoane mobile, droguri sub formă de tablete, dar și injectabile. 4 bărbați din Ribița și Zam s-au ales cu dosare penale și bunurile confiscate. Aceeași soartă a avut-o și o tânără din Hunedoara, care vindea haine contrafăcute pe rețelele de socializare. Ca urmare a activităților procedurale de la locuințele bărbaților, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 7344 de țigarete de diferite mărci, ce nu aveau aplicate marcaje fiscale, 3 arme neletale, și aici ne referim la pistoale cu aer comprimat, supuse autorizării cu muniție aferentă și o armă de tip airsoft, ca și replică, în mai multe arme albe, și aici ne referim la săbi, macete, cuțite. Un detector de metale deținut fără drept, 5 monede metalice de culoare galbenă, posibil din aur, telefoane mobile, 2 pungi conținut o substanță vegetală de culoare oliv și 2 țigarete rulate conținând substanțe vegetale de culoare oliv și tablete 46 de fiole și o seringă cu diferite substanțe, posibil făcând parte din categoria celor interzise la deținere ori aflate sub un regim juridic special. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu țigări, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și deținerea de droguri de risc. Fără marfă și cu dosar penal s-a ales și o tânără din Hunedoara care vindea parfumuri și articole de îmbrăcăminte contrafăcute. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că o tânără în vârstă de 27 de ani, prin utilizarea unei platforme de socializare, comercializa diferite produse susceptibile a fi contrafăcute, ce puteau însemnele sigla, denumirea și caracteristicile unor mărci de înregistrate. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri susceptibili a fi contrafăcute, și aici ne referim la parfumuri, obiecte de încălțăminte și îmbrăcăminte, genți, în cauză fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație a unui produs purtând marca identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.